Eu nu spun oamenilor să voteze PNL-ul. Deci ai venit, toți oamenii de aici au zis la fel, că ai venit, ai dus la ei în biserică, le-ai spus, votați PNL-ul și ele. Așa am spus. Păi sigur că da. Hai să demonstrăm chestia asta înainte să... Păi, da, uite, sunt oameni aici. Ia, hai, vă rog frumos. Da. Am fost martor acolo la biserică. Asta că sunt o grămadă de martori. Serios, am fost martor acolo. Domnule, l-am ridicat o linie spre campanie. Auzi acolo, auzi martor, primul martor deja. Deci știți pe ce discutați aici. Și faceți-vă campanie la altă. Așa, și ce a făcut domnul Ierina? Faceți-vă campanie la altă. Da, am venit într-o duminică, am venit într-o duminică la da, într-un cartier. Întâmplător în ziua alegerilor. Bună ziua, bună ziua. E duminică. Ordine și disciplină în cartierul Mălin, nu? Hai! Toată lumea să facă ordine și disciplină în cartierul Mălin, să se respecte legea peste tot. Asta e. Asta este. Despre asta este vorba. A, e, așa e, corect. Păi, dar astea sunt niște manevre de ale lor acum. Nu mai știu cum să fac... Dar cum să facem să venim la biserică duminica în Mălin? Dar eu vin des la biserică. Știu. Nu, dar foarte bine. Întrebări? Există ceva întrebări? Că vă răspund la întrebări. Da. Spuneți-mi, vă rog frumos, domnul Ervin Albu, de ce v-ați trecut firma pe numele lui Billy Bog Gheorghe, firma care este în insolvență? A fost o mare greșeală. Acolo a fost o mare greșeală? Există un transfer de funcție administrativă. Nu există. Da, pe 50 de ani, fără să-i dați datele. Nu există. Este o minciună ce spune. Este o minciună? Pot să vă arăt monitorul oficial? Anul știu câtă minciună pe care o spuneți. 23. Firma este a mea în continuare. Întrebare. Asta v-a interesat. V-am răspuns, este o mare minciună ce a spus. Cum putem să dăm bugetul local pentru o persoană în ziua alegerilor care și-a pus firma pe numele altei persoane, firmă insolventă?